Emisiune oferită de Cotnari. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vom discuta despre Clubul Sportiv Politehnica și mărturisesc că nu am mai făcut de mult o emisiune despre acest club. Invitatul emisiunii de astăzi este președintele grupării Ieșene, domnul Vasile Manole. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ce noutăți aveți la club? Apoi vom discuta despre rezultatele care le-ați mai obținut. Am văzut că și acum, în weekend, ați avut un șahist care a ocupat locul 4 la Campionatul European de Seniori. Dar, în principal, pe Ieșeni interesează echipele, că acolo sunt... acolo da, doare mai tare, ca să zic așa. Clubul Politehnica este clubul care, dintotdeauna... a organizat activitatea la echipele din Iași. Atât la basket, rugby, handball, deci sunt echipele tradiționale ale Iașului, care au ființat și sper eu că vor ființa la Clubul Politehnica. După o perioadă cu ceva probleme, am reușit împreună cu antrenorii și cu sportivii autohtoni, nu mai avem mercenari, să punem pe roate aceste echipe. Avem deja al treilea an în care jucăm cu echipa de handbal masculin, antrenată de domnul Spiridon, care a rămas alături de noi. Avem o echipă foarte tânără, cu sportivii au vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani, sportivi de viitor, care se antrenează, își doresc să facă performanță și de ce nu, la un moment dat, dacă aici în Iași nu se va putea, să ajungă la echipe mari de Superliga. Avem echipele de rugby, echipa de rugby feminin care a reușit să reziste tuturor greutăților și a ieșit 6 ori la rând campioană națională, câștigat Cupa României cu sportive componente ale lotului național de rugby feminin în 7, echipa a României care este în primele 12 ale Europei. Avem echipa de rugby în 7 masculin. Aici meritul acestui campionat, fără modestie, este a Iașului. Iașul a insistat mult pentru organizarea acestui campionat de rugby în 7. Este sport olimpic și era păcat. Cluburile universitare și-au dorit mult organizarea acestui campionat. Anul în 2018-2019 a fost prima ediție, anul trecut s-a întrerupt, iar anul ăsta am revenit cu o nouă ediție care este în plină desfășurare. Avem o echipă de asemenea tânără, cu sportivi cu media de vârstă undeva la 22-23 de ani, o echipă de viitor. Sperăm ca să se concretizeze, aceasta este o noutate, reorganizarea și înscrierea în campionat a echipei de rugby în 15. Din păcate, această echipă a fost desființată în 2017 și acum sunt premize bune pentru a putea reorganiza această echipă și a ne desfășura echipa. Divizia, nu? Da, noi în divizia națională de senior, în DNS, vom juca. Campionatul a început, dar federația și cluburile participante au fost de acord să participăm și să jucăm returul. În DNS sunt în momentul acesta 9 echipe, una stătea în fiecare etapă și atunci noi nu deranjăm, ci dimpotrivă acea echipă care stătea va juca cu noi în campionat și va completa campionatul. Federația este încântată pentru că în zona aceasta Moldovei, unde este filonul principal de rugby a României, Politehnica Iași sau Iașul lipsea și e un lucru normal.
vom avea și în 15 o echipă formată din sportivi autohtoni. Avem în afară de acest lot de 18-20 jucători care avem la rugby în 7, vom plomba cu sportivii noștri pentru rugby în 15 tradițional, în special linia 1, sportivi care au fost răspândiți la diverse cluburi, o parte din ei și-au manifestat dorința de a se întoarce acasă, astfel încât vom avea o echipă tânără, o echipă cu sportivi din Iași și sperăm ca să creăm o echipă unită, frumoasă, ca la anul să putem juca cu anumite șanse pentru promovarea în Superliga. Deci, al treilea sport de echipă este basketul. La fel, în 2017 au fost retrase echipele. În acest moment am reînființat 4 echipe de basket în 3x3. De asemenea, basket 3x3 e sport olimpic și pentru noi, ca club universitar, este foarte important la evaluarea de sfârșit de an. Acolo va fi o colaborare, din câte am înțeles. Da, deci aici am mizat de asemenea pe talentele locale și avem o colaborare cu Școala Sportivă Unirea și cu Clubul Stomart. Împreună am reușit să înființăm aceste echipe 3x3, două la seniori, fete și băieți, și două la Under 18. Și spre bucuria noastră, echipa de băieți 18 ani a ieșit și campioană națională. Au avut o comportare frumoasă, mai ales că ne-am reunit cumva cu câteva săptămâni înainte de campionat. În premieră vom reînființa și basketul 5x5 masculin, de asemenea ne vom înscrie în Liga a doua și sperăm cu acești tineri să reușim în 2-3 ani de zile să putem emite pretenții la promovare. Deocamdată sunt pași timizi, dar e important că se fac acești pași pentru echipele din Iași. Au fost momente crâncene, practic, în ultimii ani pentru sportul de echipă din Iași. Au fost momente grele. Este dificil pentru un club universitar să sprijine echipe, mai multe echipe, mai ales. Echipele sunt mai costisitoare decât sportul individual, pretențiile sunt mai mari, sportivii sunt mulți din ei dedicați, sunt profesioniști, fac numai acel sport. E normal ca ei să își poată asigura existența din venituri, iar clubul universitar, din păcate, nu poate oferi, neavând buget, legal putem oferi, dar neavând buget, indemnizații mai mari de 400-500 de lei sunt rarități, adică avem câteva indemnizații mai mari la sportul individual, unde avem campioni naționali, la seniori, dar undeva la 600-700 de lei, asta e saltul de la o indemnizație modestă la una mai mare. Deci e greu să sprijinim financiar echipele, am făcut tot efort. Cumva profităm de faptul că într-o proporție covârșitoare acest sportiv sunt studenți în Iași, elevi în Iași și deocamdată cât își fac urmează o facultate sau liceul au mai multă îngăduință față de noi. Cu siguranță în momentul în care vor termina facultatea și vor avea o anumită valoare vor dori finanțare, vor sprijin financiar mai mare și atunci ar trebui ca comunitatea locală, primăria municipiului Iași, Consiliul Județean să găsească resursele financiare pentru a sprijini, pentru a putea păstra acest sportiv în Iași. Pentru că ei cresc în valoare, în 3-4 ani se formează și deja avem solicitări la handbal, la basket, nu mai zic la rugby, unde avem solicitări tot timpul de alte echipe în țară să preia acești sportivi. Vârfurile, mai ales vârfurile, e clar că își doresc. Sunteți de mult timp în sport. Cum vedeți acest dezinteres al guvernanților? Și mă refer aici la toate partidele politice care au condus România în ultimii ani. Am ajuns practic la cel mai de jos nivel în sport, subfinanțare, dezinteres total, vedem și rezultatele obținute la Jocurile Olimpice, nici măcar sportul pentru amator nu este încurajat. Da,
Evident că nu descoperim noi rezolvarea acestor probleme. Alții, mă refer la alte țări, au găsit soluții. Soluțiile sunt la îndemâna oricui. Sunt legate de creșterea bazei de selecție și asta se poate face clar prin acele asociații sportive școlare și universitare care au menirea de a încuraja prin diverse metode, concursuri simple, săptămânale, atragerea sportivilor către sală, la antrenamente. Deci orice metodă de a atrage tineretul către sală, către activitatea sportivă. Deci au menirea de a crea baza de selecție. Apoi acei instructori, că nu trebuie neapărat să fie un antrenor în aceste asociații școlare sportive, să recomande cluburilor sportive de specialitate acei tineri care prezintă talent pentru sportul respectiv și la nivelul cluburilor sau la nivelul sportului de performanță, clar trebuie făcută o strategie cu câteva sporturi la nivel național prioritare în care banii puțin care există în sport să fie dirijați pentru a face performanță în acele sporturi. Odată acele câteva sporturi, 5-10 sporturi care vor ajunge la performanță, cu siguranță la un moment dat își vor găsi sponsor și putem promova alte sporturi. Dar ar trebui o strategie. Ne uităm în România la ora actuală, canotajul are rezultate foarte bune, fiindcă există o mână de fier acolo, fiindcă există un om potrivit la locul potrivit, dar nu s-a stabilit o strategie că acelea sunt sporturile prioritare. O altă pârghie importantă ar fi legea sponsorizării. Noi umblăm și noi după sponsori. E greu să obții... Celebra legea sponsorizării despre care tot vorbim, da, de ani de zile vorbește, și care trebuie să încurajeze firmele și oamenii cu potențial cu bani să sprijine sportul, să fie încurajat. Deocamdată este greu. Noi am mers și cu oferte și mergem în continuare și eu pe această cale spunem, nu vrem să ne dea banii pe degeaba, noi putem să le oferim servicii. Putem să facem ore, de exemplu, dau exemplu, de judo, de apărare pentru fete. Poate să vină angajații unei firme să facă cu antrenorii noștri, cu sportivii noștri de performanță, ore de apărare pentru fete, ore de badminton, de tenis de masă, de șah. Putem organiza ore, cursuri, concursuri pentru acele firme interesate și în schimbul acestor servicii pe care noi le oferim să ne sprijine financiar. Adică nu vrem efectiv să ne dea bani, că puțin lume ne dă bani pe degeaba. Cadrul legal? Aveți cadrul legal? Normal, nu fără nicio problemă. Asta, cadrul legal se găsește și... Și din contactele avute până acum ați văzut un oarecare interes al companiilor sau... Pe această temă, da, și au fost contacte înainte de a începe pandemia. După ce a început pandemia, s-au cam rupt totul, în sensul că salariații au lucrat mult de acasă, n-au mai fost la fel de în contact, uniți unii cu alții și nu s-au putut organiza nici competiții, adică toată propunerea noastră nu prea a stat în picioare, că nu puteam organiza nici aceste cursuri sau aceste competiții. Dar să sperăm că vom trece peste această situație și la un moment dat vom putea oferi acest serviciu și să găsim firme. Sunt firme mari care au chiar în pachetul de salarii a angajatului acest lucru, oferirea serviciilor sportive, de recreere și sportive. Deci, dar e greu. Legea sponsorizării nu avantajează pe cei care sprijin și probabil și în acest motiv nu găsim încă sprijin. Trebuie să avem și ce să vindem, asta e real. Sperăm ca aceste echipe tinere cu studenți, elevi, să stârnească la un moment dat prin performanțele lor interesul sponsorilor. Avem la sporturile individuale punctual anumiți sportivi care clar merită sprijinul financiar, acolo poate mai ușor când sprijini un nume și scoți un nume în evidență. Revenind la strategia acestei țări pentru dezvoltarea sportului, vedem că în Ungaria foarte mulți bani s-au pompat în infrastructură, dar și în ramurile sportive și vedem și rezultatele obținute de Ungaria la Jocurile Olimpice. Vi se pare normal, de exemplu, ca un stat precum Kosovo să depășească România la numărul de medalii?
E posibil acest lucru, nu e normal, dar e posibil, exact datorită acelei strategii pe care spuneam, pompezi mai mult finanțare către 1, 2, 3 ramuri sportive, către 1, 2, 3 ramuri sportive care îți arată că pot obține medale. Și la noi, nu, adică canotajul, boxul era tradițional, scrima, gimnastica, atletismul, erau sporturi tradiționale care aduceau medalii. Poate dacă s-ar mări sprijinul către aceste sporturi și, bine, îmbinat cu creșterea bazei de selecție, cu unii programe viabile. Dezvoltarea infrastructurii, de exemplu. Chiar vreau să vă întreb cum stați la acest capitol. Deci acest capitol, probabil, din punctul nostru de vedere, este cel mai rău, cu siguranță, în municipiul Iași. Se luptă, se încearcă dezvoltarea infrastructurii. Cine se luptă și cine încearcă? Eu nu văd această luptă. Școli, făcându-se bazele. În școli. Dar ar trebui acces la ele. Din păcate, noi n-am putut să ne antrenăm. Dau exemplu la secția de badminton un an jumate. N-am găsit nicio școală, nici un teren disponibil în Iași unde se puteam antrena, până la urmă am reușit la Tomești să ne ducem să ne antrenăm la Tomești. Deci aici, adică școlile își refac bazele sportive, dar ar trebui deschidere. O anumită școală sau anumite școli să deservească și cluburile sportive. Noi chiar plătim, nu zicem de o... a ne pune la dispoziție gratis baza și plătim, dar uneori nu avem nici cu plată. Dar aici cine ar trebui să intervină? Inspectoratul școlar? Ați încercat să discutați sau primăria? Nu, ar trebui să intervină normal Consiliul Local, Primăria Municipiului Iași printr-o strategie clară. Eu am încercat și încerc în continuare, sper la un moment dat să reușesc să intru la Comisia de Tineret și Sport a Consiliului Local într-o ședință a lor și să le expun problemele clubului politehnic, problemele care probabil sunt în general ale sportului ieșean. Din păcate, deocamdată această comisie s-a plecat mai mult către fotbal, dar ar trebui și cealaltă sporturi să fie prezente într-o ședință acestei comisii. De aici, clar, și în Consiliul Local vor avea anumite efecte pentru a prezenta ce putem noi face, ce putem oferi, cum putem fi ambasadorii Iașului. Până la urmă, singurul sportiv care a fost cu adevărat ambasadorul Iașului a fost la clubul nostru, domnul Simionescu. Cu bune, cu rele, cu greutățile care au fost, este sportivul clubului Politehnica și a reprezentat cu onoare la Olimpiadă. Da, la basket, de exemplu, unde veți juca? Sau unde jucați? Vom juca, cu siguranță, în sala polivalentă. Dar, din păcate, sala polivalentă a primit acel parchet care era o problemă mare, dar nu avem tabelă de marcaj. Nu mai merge tabelă? Da. O aduceam picioare la școala sportivă, de la LPS, o aduceam în sala polivalentă. Deci tabela nu, nu avem tabelă de marcaj și nu avem nici timer la coșuri. Adică cu o minimă investiție, noi nu putem face, clubul politic nu are voie să cumpere, că nu e spațiul nostru. Noi nu putem face ca instituție publică, nu putem face investiții în spațiul altcuiva. Da, e a direcției județene, primăria împreună cu asta, direcția județeană ar putea semna un protocol să facă investiții. Au fost puse pe tapet acest lucru. Sper să revină. Mi-aduc aminte de anii trecuți că erau probleme, că era terenul prea... Nu, terenul e ok acum. E bun terenul. Adică nu corespundea normelor Federației Române de Basket. Terenul e bun. Singura problemă este cu coșurile, cu asta, timerile și care înregistrează secundele lumini și cu tabela. Mai sunt? Și luminile ar mai trebui schimbate. Da. Ar trebui făcut ceva investiții în sală. Ca chiar dacă sala e medică. O sală polivalentă nouă. O sală modernă ar fi bine. Cred că am putea cu o sală, uitați-vă la Cluj, am spus-o de mai multe ori oficialităților, că o sală modernă în Iași, să sperăm că se va face, ar putea aduce Iașului multe competiții. Am putea atrage aici competiții la judo, internaționale vorbesc, la badminton, la tenis de masă. Am putea și noi face același lucru ce fac cei de la Cluj. Dar e important să avem infrastructura. Fără infrastructură nu putem, dovadă că putem trage, a fost că
pe linie de șah, am adus în Iași în ultimii 9 ani nenumărate campionate mondiale, europene, adică s-au ținut campionate naționale, cu toate că suntem criticați, am fost criticați că standardele în care s-au desfășurat au lăsat dorit tocmai din cauza infrastructurii sălilor. Da. Dar se pot face o sală modernă, un stadion modern ar fi bine. Și nu cred că am avea nevoie de o sală de 15.000 de locuri. Cum nu, o sală, nu, undeva 5.000, la 4.000-5.000 este, da, este... E mai flexibilă. Eu am fost la Atena și am văzut sala unde a fost Olimpiada și era o sală cu 15.000 de locuri. Mi-au povestit administratorii de acolo. Aveau necesar, aveau angajat aproape 100 de oameni. Deci costurile de întreținere enorm de mari la o sală mare. Când dădeau drumul la lumină, se cheltuia foarte mult, dădeau drumul doar la meciuri, era complicat. Adică și costurile unei echipe care închiriau asemenea sale erau foarte mari. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate.